Bună ziua! Ia uitați ce am eu aici, cireșe amare. Astăzi vom culege cireșele și vom face dulceață de cireșe amare. Suntem în grădină. Înainte le spălăm, le scoatem Eu le pun peste sâmurii noapte. să se topească zahărul și din când în când amestec. Așa, și a doua zi punem pe foc și lăsăm să fiarbă până este gata Aici am dulceața. cules cireșele, le-am spălat și urmează să le scoatem Aici sâmburii. am scos sâmburii. Deci cireșele sunt curățate. Deci aici am 1,5 kg și jumătate de cireșe curățate de sâmburi. Punem 1 kg de zahăr. Vom pune și Felii de de lămâi la o lămâie și stoarcem și zeamă de lămâie. Deci de la o lămâie toată zeama și punem și deci vom amesteca toate cireșele cu zahărul și pe parcursul nopții sau pe parcursul zilei, deci dacă facem astăzi și nu lăsăm pe mâine, când s-a topit zahărul, punem pe foc. Deci acum amestecăm așa totul și acoperim, dăm la rece. După o jumătate de oră mai amestecăm, deci până se topește tot zahărul și apoi punem pe foc și lăsăm să se facă dulceața până scade bine, bine. De cireșea mare și fierbem până scade. O să luăm cu lingura și o să punem deoparte și dacă s-a închegat, este gata. Dacă doriți, puteți și să spumâiți această dulceață. Deci o spumâim așa și dăm deoparte. Vedeți? Așa. O lăsăm să scadă și apoi la borcane. Dulceața. Dulceața de cireșe amare este gata. Deci faceți prova cu picătura și dacă se întărește puțin și se leagă bine, atunci dulceața noastră este gata. Eu acum am să iau și mi-am pregătit aici borcane. Mi-am pregătit borcane sterilizate cu capac și luăm și punem în borcanel. Așa. Și punem așa în borcanel. Până le umplem. Am umplut borcanele și le-am întors cu fața în jos. Și nu ne rămâne decât să punem etichetă, le lăsăm să se răcorească, le învelim și le punem în cămară și le conservăm. Ce dulceață de cireșe amare!